Robert? Bun găsit. Într-adevăr, vin miniștrii rând pe rând în Parlament la solicitarea celor din opoziție, odată cu depunerea acestor moțiuni simple. Astăzi a fost rândul ministrului economiei, Dănuț Andrușcă. Cei de la putere au spus însă că moțiunea pe care au depus-o astăzi liberalii la Camera Deputaților a fost copiată după moțiunea de sesiunea trecută de la Senat, de la finalul sesiunii trecute. Spuneau cei de la putere că nu au fost în stare liberalii să scrie o moțiune simplă cu un text nou și au copiat inclusiv greșelile din moțiunea veche. Același lucru l-a spus și ministrul economiei de la tribuna Parlamentului. S-a apărat Dănuț Andrușcă de acuzațiile care i-au fost aduse, multe dintre ele nu neapărat pe domeniul său, deși ministerul pe care îl conduce se numește Ministerul Economiei, i-au fost reproșate lucruri ca creșterea roborului, inflația sau cursul euroleu. Acum rămâne de văzut cum va arăta votul, care va fi dat miercuri. Cel mai probabil moțiunea simplă va fi respinsă. Urmează săptămâna viitoare o altă moțiune simplă, cea împotriva ministrului Culturii. Repetă ministrul, te rog să știm ordinea. Dacă, deci următorul pe listă, cu voia dumneavoastră, este? Ministrul Culturii George Ivașcu. Și al treilea nu-l știm încă. Încă nu, probabil ministrul comunicațiilor, poate așa îl vom vedea la plen și atunci vor ști și socialdemocrații pentru că au zis cu ceea din Platou. Mulțumesc! Acolo...